Bună ziua! Bună ziua, sunt Shutter Effect și după faza controversată din meciul UTEI cu FCSB, faza aceea hands-ului lui Pantea, dacă l-a lovit în mână sau dacă l-a lovit în piept. Ei bine, astăzi am ales o altă fază din meciul Farului cu Universitatea Craiova. O fază și asta un pic controversată dacă la gol a fost offside sau nu, dacă jucătorul a atins mingea sau n-a atins-o. Dar până atunci vreau să vă arăt altceva, pentru că se tot dă vina pe arbitrii din camera VAR, dar arbitrii, am să mă repet, pentru că am mai repetat-o în alt clip, am să mă repet și în acesta. Arbitrii din camera VAR lucrează cu un soft bazat pe inteligența artificială. Dar ca inteligența artificială să lucreze corect, îi trebuie datele corecte. Ei bine, poziționarea camerelor pentru offside sau orice altă fază sunt foarte greșit puse de regizor. Vedem aici. Da? Deci dau imaginea un pic înainte. Priviți un pic aici din ea, de la careul mare, da? Deci dacă aici s-ar fi întâmplat un offside și ai fi trasat linia, ar fi comentat toată lumea că nu sunt liniile drepte. Ei bine, perspectiva camerei e foarte, foarte proastă. Deci priviți un pic cum vine linia de la careul mare. Da? Deci în ce direcție se duce? Priviți un pic stâlpul. E în cădere, da? Deci avem aici stâlpul care e în cădere și efectiv poarta cade pe spate, da? În cadrul acesta. Și atunci, totuși, haide să tragem și o linie de și o linie de VAR, da? Deci dacă tragem linia de VAR, softul îți dă linia corectă, da? Dar dacă stai să analizezi la milimetri, vezi că linia de la careul mare îți dă eroare, da? Deci dacă tragem liniile, softul îți vede linia corectă, da? Deci softul nu greșește. În schimb, greșesc în funcție de poziționarea camerei. Da? Deci dacă ar fi fost offside, să spunem aici, și am oprit efectiv linia aici, vedem linia asta care nu e dreaptă și atunci, bineînțeles că îi spune, priviți un pic careul mare. Îi spune că nu s-a tras bine, nu s-a trasat bine, n-a fost offside, a fost offside, nu e corect. Deci greșeala cea mai mare aici nu este a arbitrilor din camera VAR, va fi a cameramanilor sau cei care au poziționat, a regizorului de broadcasting, regizorului de emisie, care a poziționat greșit, dar fiind și stadionul de așa măsură, că noi nu avem stadioane încât să poziționăm camerele pentru camera VAR în condiții foarte bune. Deci, țin și de infrastructura noastră, a terenurilor noastre. Bun, stați un pic să șterg linia de offside. Lăsăm imaginea să curgă, avem aici centrarea, da? Ei bine, în momentul ăsta mingea se află exact la pe diametrul jucătorului, da? Deci mingea se află efectiv deasupra jucătorului de la farul. Dăm un pic să vedem mai bine. Priviți un pic distanța mingii. Dacă dăm un pic imaginea mai în față, mingea deja a trecut de capul lui, da? Și la fel, dintr-o perspectivă, ai putea spune că a atins-o, dar efectiv nu a atins mingea. Și aș putea merge în foarte multe detalii. Deja faza e analizată. Deci jucătorul nu atinge mingea și este gol valabil.
caz dacă cineva și-a pus problema golului, dacă a fost din offside sau nu. E bine, nu a fost gol din offside, dar nu despre asta vreau să vorbesc în această imagine, vreau să vorbesc despre poziționarea camerei pentru VAR. Deci priviți încă o dată un pic poarta, stă să cadă, da? Priviți stâlpul și priviți un pic linia asta de la careul mare, da? De la careul de 16 metri. Dacă am măsura distanța stați un pic, unde aici. Distanța de la punctul cu 11 metri din perspectiva asta, da? Deci avem punctul cu 11 metri. Din perspectiva asta, efectiv avem 10 metri, da? Deci avem 10 metri. Și nu din cauza că terenul nu e măsurat corect, e din cauza poziționării camerelor. Dacă vrem să măsurăm la 16 metri, avem 15 metri. Da? Măsurăm careul mare. Avem 37,2. Deci, nu ai cum să dai vina tot timpul doar pe cei din camera VAR pentru că săracii au o scuză. Adică, priviți un pic, chiar uitați-vă un pic la perspectiva camerei. Este foarte, foarte greșită. Și din perspectiva asta, softul îți dă erori. Și atunci tu ca arbitru nu ai cum să trasezi o linie de offside, revin la linia de offside. Nu ai cum să trasezi, pentru că nu ai cum să dai la TV așa ceva. Mai bine nu dai și te uiți după ochi, a fost sau n-a fost aici la umăr. Ar fi fost offside, n-a fost. Stai să calculezi pe repede înainte, îți faci o idee și dai imaginea înainte, că n-ai ce să faci. Pentru că dacă ai sta să analizezi, să faci tracking la fiecare jucător, să-i vezi mărimea jucătorului, să vezi care ar fi fost mai în față și să transformi imaginea asta 2D într-una 3D și atunci să o ai o altă perspectivă, adică să și întorci un pic. Ar dura foarte mult în camera VAR și ar fi imposibil pentru ei să facă lucrul ăsta în câteva secunde pentru că, sau chiar minute, că nu poți să stai cu minutele să întrerupi un meci și 20 de minute doar pentru o fază. Și așa că aici, orice s-ar fi întâmplat, ca arbitru din camera VAR, mai bine nu dai grafic. Pentru că tu, ca arbitru din camera VAR, nu ai cum să explici defectele. Pentru că nu ai cum. Din perspectiva asta, da? Deci doar de aici, doar din perspectiva asta, ar putea fi o imagine corectă. Deci dacă am, din perspectiva asta, am dat priviți un pic. Da? Deci aici ar fi fost corect. Aici ar fi fost aproape corect, dar linia VAR nu greșește, deci vedeți, softul nu greșește. În schimb, perspectiva din cameră ți-o dă greșită, dar softul nu greșește. Deci softul chiar strasează și îți dă exact cine e în offside sau nu. Dar când ai perspectiva asta a terenului, cam te gândești de două ori dacă va trebui să dai o astfel de linie sau nu. Deci, vedeți, linia este corectă, linia porții este corectă. Dar haideți să încercăm să măsurăm acum din perspectiva asta.
ce avem aici. Și avem aici. Un pic. Să pun exact aici. Deci din perspectiva asta, distanța de la 11 metri este corectă, da? Deci priviți un pic, da? Deci distanța de la 11 metri este corectă. Dacă măsurăm linia de la care urmare, vom vedea că este corectă, da? Deci din imaginea asta, din perspectiva asta, softul îți poate genera corect informațiile. Dar din asta nu ai cum, pentru că vizual vezi că e greșit. Și atunci camera este poziționată foarte greșit. Deci aici e efectiv galbitii din camera VAR nu au cum să greșească. Aici, bineînțeles, v-am zis, aici nu a fost nu a atins mingea și este gol valabil, da? Pentru că din momentul pasei, de aici pleacă pasa, se vede că jucătorii nu sunt în offside, niciunul. Dar dacă jucătorul farului primul ar fi atins mingea, atunci ar fi fost offside.